Călărețul fără cap Pista 22 Florinda! Florinda! Nu era nevoie să mai spună slujnicii de ce a strigat-o. Prezența lui Zeb Stub glăsuia de ajuns ca Florinda să știe dinainte ce dorește. Fără să mai aștepte vreo poruncă, fata ieși pe ușă și se întoarse cu o sticlă pe jumătate plină cu licoarea pe care bătrânul o numea zeamă curată de porumb și care de fapt era făcută din orz. Zeb stump nu se lăsă rugat. Curând licoarea din sticlă se împuținase cu o treime. Bătrânul păstră restul ca să aibă cu ceșuda gâtlejul în timpul îndelungatei povestiri pe care fata abia aștepta să o asculte. Bătrânului lui Zeb nu îi plăcea graba. Până și felul lui de abia mărturisea acest lucru. Sorbea din pahar pe îndelete, savurând fiecare picătură. Creola, arzând de nerăbdare, nu-l mai așteptă să se îndemne la vorbă. Dragă Mr. Z," începuia când slujnică și din odaie, Spune-mi, te rog, de ce l-au arestat pe Mexican?" Adică pe Miguel Diaz, parcă mai auzit câte ceva despre el." E, nu numai dumneata ai auzit, Miss Louise, mulți cunosc uneltirile acestui ticălos." Fratele Dumitale, dar deocamdată să nu vorbim despre asta. Începem privește." Cred sau bănui că tocmai acest micuiel diaz are anumite legături cu un. Mm, înțelegi ce vreau să spun? Continuă, Mr. Stup. Uite ce este. După ce ne-am întors de pe Alamo, s-au înapoiat și tinerii plecați în urmărirea indienilor. Știi? Știi, parcă, nu? Da. Tot ce s-a găsit în scorbură, adică cele necesare pentru mascarada la care am fost martori, dovedesc că oamenii, văzuți de noi pe culmea povornișului, nu erau indieni, ci albi. Când am dat peste cărțile și de joc în colibă, m-am gândit și eu la asta. Deci sunt indivizi care au năvălit noaptea în colibă peste pelim, fără îndoială, aceiași mexicani. Dar ce te face să crezi că sunt mexicani? Motive foarte serioase. M-am convins de asta urmărindu-i eu însumi pe bandiți, pe fiecare în parte. Tânăra creolă rămase tăcută, nerăbdătoare să audă povestirea bătrânului. Cărțile de joc Miss Louise, precum și unele cuvinte repetate de către irlandez, m-au făcut să cred că indivizii cu pricina sunt mexicani. De îndată ce m-am convins de asta, nu mi-a fost greu să bănui din puteau să apară. Îi știu destui de bine pe mexican de pe la noi. Da, ca să-l recunosc pe fiecare din cei patru după descrierea lui Pelin. În plus, pe unul l-am însemnat chiar eu. Cum așa? Ți-aduce aminte că am tras din ușa colibei? În el am tras. Am văzut că ai tras, dar nu și în cine. Află luiz că bătrânul stuf rare ori dă greși ca țintaș. Știu bine că l-am nimerit. Cum eram cam departe, glonțul s-a bătut nițel, dar tot l-am atins. L-am văzut chircindu-se de durere și mi-am zis, dacă nu i-am găurit pielea, sunt gata să o schimb cu a mea. Pe urmă s-au întors flăcăii noștri și au povestit că indienii erau niște albi și nici de cum indieni. Știam eu bine cine erau indienii. Puteam să-i prind, dar n-am făcut-o. De ce, Mister Stub? Poate că sunt ucigașii sărmanului meu frate. Tocmai de asta nu m-am atins de ei. Și mai am un alt motiv. Nu vroiam să mă depărtez prea mult de fort. Mi-era teamă să nu se întâmple ceva în lipsa mea. Acum mă înțelegi? Afară de asta, Socoteam prea de vreme ca să duc lucrurile la capăt. Țineam să nu-mi scape nimic. Am așteptat deci întoarcerea pușcașilor ca să-l știu pe mister Morris sub o pază de nădejde. Abia atunci am avut mâinile libere. Am pus șaua pe bătrânica mea și am pornit-o de grabă spre locul unde ticăloșii și-au ascuns lucrurile cu care s-au travestit în indieni. L-am găsit ușor, mulțumită de făcute de flăcăii noștri. Nu-i de mirare că ei n-au ajuns nicăieri în cercetarea lor, doar îi călăuzea costul de spinger. A trebuit să duc eu treaba până la capăt. Nu m-am înșelat în socotele mele. Orice nătăfleață care a umblat vreodată prin prerie putea să dibuie urmele falșilor indieni. Orice negustoraj putea să-i urmărească. Spinger și cei care erau cu el n-au fost în stare am cercetat totul, deși urmele erau călcate de copitele cailor. E? Ce e și cu acești încercați cercetători de urme? Nu știu. A fost o floare la urechi. Și după aceea am stat de vorbă cu maiorul. Iar peste jumătate de ceas, cei patru vlăjgani s-au și văzut după gratii. Pe căpetenia lor au înhățat-o înaintea celorlalți, ca să nu scape. Cel pe care l-am însemnat era el Diaz și nu m-am înșelat să zic că el este, murmură Luiza aproape fără să vrea. Vai, dar îngrozitor! L-am văzut de sus în poiană. Și mexicana aceea Isodora, ah, aici se ascunde ceva. Spune Mr. Z, spus ea rugător, apropiindu-se de bătrânul vânător. Mexican aceea, femeia aceea care care era acolo, venea des pe la el? La cine? De cine întreb, lui? Louise? Nu înțelegi, Mr. Z de Mister Gerald. Poate că da, poate că nu, habar n-am. Eu mă băteam rar pe la colibă. De obicei vânez prin alte locuri, dar când și când ajungeam pe acolo, dornic să mai schimb o vorbă cu cineva. Dacă vrei să ții seama de părerea mea, află că fata aceea venea pentru întâiași dată în colibă. Eu cel puțin n-am auzit-o și nici n-am văzut-o niciodată și nici nu l-am auzit pe Pelim, care tot mereu are un obicei să trâncănească câte ceva. Am auzit de o singură femeie care venea pe la colibă. Cine? Făcune stăpânit creola și păru rău că a întrebat. Privirea greitoare a bătrânului îi urcă o roșeață puternică în obraj. Nu, n-are importanță, adăugă Luiz, fără să-i mai aștepte răspunsul. Crezi că acești mexicani au luat parte la uciderea fratelui meu? Nici eu singur nu știu ce să cred, zău. Până azi nu s-a pomenit în prerie o întâmplare atât de misterioasă. Uneori cred că e mâna mexicanilor la mijloc, alteori mă poartă gândul la altceva. Dar deocamdată nu pot să spun la cine. Dar nu e el, mister Zeb, nu-i așa? Nu, nu e mustangerul. Deși se spun multe împotriva lor. Eu cred și sunt convins că e nevinovat. Cum am putea să-i dovedim nevinovăția? Lumea vorbește că toate indiciile sunt împotriva lui. Nimeni nu vrea, nu vrea nimeni să spună un cuvânt care să-l apere. Nu-i chiar așa. N-am avut răga să cercetez totul cum trebuie, dar acum am și nu să stau cu mâinile în sân. Preria Mr. Pondexter e ca o carte mare, o carte mare și interesantă. Trebuie doar să știi să citești nea. Zepstu nu o fi el prea învățat în alte privințe, dar în treaba asta nu l întrece nimeni. Poate că găsim niscaiva dovezi în ajutorul lui Moris. Bătrânul meu dascăl de odinioară spunea că și pietrele au glas. Sper să descoper urmele crimei? E nevoie de încercări amănunțite. Mă interesează mai cu seamă locul unde l-a atacat jaguarul. N-am avut răgaz, că trebuia să fie ajuns de mult acolo. Din fericire, zilele astea n-a mai ploat și poți dibui lesne și urmele mai vechi. Dacă nu știi să le cauți, pierzi vremea de pomană, bineînțeles. E, e timpul să plec, Miss Louise. Am trecut pe aici să spun ce se mai petrece în fort. Hmm? Nu avem timp de pierdut. Azi dimineață mi-au îngăduit să stau de vorbă cu Moris. Se simte mult mai bine cu sănătatea și mintea a început să-i se limpezească. Rangerii stăruie ca judecata să aibă loc cât mai curând, poate chiar peste 3-4 zile, și trebuie să mă întorc negreșit până atunci. Du-te, du-te, Mr. Zeb, îți urez succes din toată inima. Întoarce-te cu dovezi despre nevinovăția lui Moris. Pentru mine este lucru cel mai mare, cel mai de preț, cel mai... Mă înțelegi? Și niciodată n-am să uit ajutorul dumitale. Niciodată. Însuflețit de această urare, pornită din adâncul inimii, bătrânul vânător se grăbi spre grajd. Bătrânica lui ronțăia niște porumb. Pluto nu se zgârcise și o spătase din belșug. Era și el acolo. Dar vorbărețul Pluto se arăta astăzi din calea afară de tăcut. Se vedea cât de colo că a bătut. Nu era greu să-l înțelegi. Pierderea stăpânului, pe care îl iubea atât de mult, Durerea tinerii stăpâne, care era atât de devotat și de bună seamă loviturile de cizmă ale capitanului Casey Calhoun, amărau sufletul bietului negru. De preocupat ce era Zeb, nici nu băgă de seamă tristețea zugrăvită pe chipul sclavului. Nu o mai lăsă pe bătrânica lui să mănânce. Îi vărâzorit zăbala în gură, îi trecu frâul peste cap și dădus-o scoată din graj. pa se supuse cam în silă. Vai, vai, mister stup se tângui Pluto. De ce atâta grabă? pșoară, e flămândă. Las-o în bare însă se sature. N-am vreme, dragul meu. Pornesc la drum lung. Am aproape o sută de mile de străbătut și am mai puțin de două, trei ceasuri pentru asta. Cei cu dumneata Mister Stub? N-am mai pomenit asemenea goană. Glumești? Deloc. Zău, rămâi uimit cum gonesc oamenii pe aici prin prerie. Uite și calul de colo a gonit pe semne vreo 200 de mile într-o noapte. Care? Murgul de lângă ușe. Calul din Mr. Calhoun. Dar ce te face să crezi că agonii 200 de mile? Era numai spumă. L-am dus la râu să-l adăp și se potincnea ca un vițeluș și abia fătat. Era frânt, nu altceva. Dar când a fost asta, Pluto? Când? Nu să mă gândesc. Ah, da, 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 chiar în noaptea când a dispărut Mr. Henry. S-a întors în zor cam la un ceas după răsăritul soarelui. Nu l-am văzut că plecasem la lucru cu noaptea în cap. Venind înapoi la grajți, dau de el nădu și de parcă trecuse râul și alb, alb tot de spumă. Dar cine l-a luat în noaptea aceea? A barna. Știu doar că Mr. Kelhom umblă cu murgu. Nimeni altcineva nu se încumetă să-l încalece. Kelhom va să zică. Abar n-am zău, Mister Sub. Nu l-am văzut pe Mister Conham să-l aducă la grajd. Ba nici când s-a întors, nu l-am văzut. Dacă murgul era numai spumă, înseamnă că tot agoni cineva pe el. Da, tot agonii cineva pe el. Ascultă, Pluto. Te cred că nu știi cine a luat murgul în noaptea aceea. Dar tu ce zici? Cine să fie? Mister Pondexter mi-e prieten și îmi pare rău să să știu calul istovit în halul ăsta. De aceea te întreb: îmi pare rău și de calul capitanului Calhoun. Pe semne că l-a luat pe furiș vreun negru de pe plantație și l-a gonit noaptea prin prerie. Tu ce crezi? Nu, Mr. Stone. Negrul Pluto nu crede așa ceva. Sclavii de pe plantație n-au voie să vină aici și nici n-ar îndrăzni să intre în grajd. Un negru de pe plantație nu putea să ia cal. O, la naiba! Atunci cine a fost? Vătaful? Nu, nici el. E, să fi fost chiar stăpânul calului, atunci e foarte bine și totul s-a lămurit. El are dreptul să gunească oricând și oriunde poftește cu calului, chiar și în Asta nu mai e treaba mea. Nici a mea, Mr. Stop. Păcat că nu m-am gândit azi dimineață la asta. De ce? Ce-a fost azi dimineață? Ce ai de ești atât de abătut? O, azi dimineață? Mare nenorocire a fost. Foarte mare nenorocire. Dar ce s-a întâmplat? Oh, mister Stub, azi dimineața am mâncat o bătaie. Asta la vreun ceas după ce am venit din grajd. Ai mâncat bătaie? Da. Și am alergat bezmetic prin tot grajdul de durere. Aha, am înțeles. Te-a lovit un cal cu copita. Care din el? Oh, nu, nu calul. Stăpânul calului, Mister Călhăm, mi-a cărat la picioare cu nemiluita. Negrul Pluto n-a făcut nimic rău. Am întrebat doar ce a fost cu calul în noaptea aceea de s-a întors în graj de atât de istovit. Capitanul mi-a spus că asta nu-i treaba mea și a început să dea cu picioarele și cu cravașa în mine." Apoi m-a amenințat că dacă scap vreo vorbuliță, mă așteaptă o sută de bice. Și ce m-a mai înjurat, vai, vai, ce m-a mai înjurat. Negru Pluto nu l-a văzut niciodată pe Mr. Călhom atât de supărat. Dar unde e Mr. Călhom? Nu l-am văzut astăzi. Cred că nu-i plecat, nu? Doar că alul e aici? O, oh, nu, Mr. Stop! Mister Kelcom a e plecat, în ultimele zile pleacă mereu și se întoarce târziu de tot. Călare? Da, acum umblă cu un cal sur. Murgul stă în grajd. Din noaptea aceea n-a mai ieșit decât o singură dată cu murgul. Pe semne că vrea să-l odihnească, spune Pluto, clăsui zeb după câteva clipe. Dacă o las pe bătrânica mea să mai ronțe micel porum, hm? are mult de alergat și nu-i strică să mai prindă putere. Să-i dăm pace să se o spăteze în voie. Și în timpul ăsta fac și eu la fel. Dă fuga la bucătărie și vezi ce găsești pe acolo. O bucată de friptură rece și o bucată de pâine mie destul. Stăpâna ta m-a poftit să mănânc, însă m-am temut să nu zăbovesc. Și i-am spus că n-am vreme. Dar uite, bătrânica mea m-a făcut să mă răzgândesc. Mai stau un pic. Și dacă îmi fulec și eu ceva, o să fiu tare voios. A, îndată, îndată, Mister Stup, îndată. Pluto alergă la bucătărie și Zeb rămase singur în grajd. În clipa următoare se apropie de locul unde stătea murgul. Calul se sperie și se lipi tremurând de peretele grajdului. O, oh, stai, stai locului, o, oh, nătărăule, bombăni bătrânul. Nu-ți fac niciun rău. Hai, năravul, stăpânătul. Stai liniștit, hai, hai, stai liniștit, auzi? Vreau să-ți văd potcoavele. Zicând aceasta, se aplecă să-i apuce un picior. Calul se porni din sânința zvârle din copite și să necheze parcă bătrânul s-ar fi pregătit să-i facă cine știe ce. O, afurisitule, o răciune a pământului, izbucnit Zep cu ciudă. Asta părăte! nu-ți fac nimic rău. E, haide, haide încoace, gogomancești. Vreau să văd dacă ești potcovit sau nu. Dădu din nou să-i prindă piciorul, însă calul se împotrivea și mai și. Mai, 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 ia te uită la el! Bombăni și căută în jur cu nădejdea să găsească ceva ca să țină animalul pe loc. Hm? Ce Dumnezeu e de făcut? Să-l chem pe Pluto să mă ajute. Dar el nu trebuie să știe nimic despre asta. Stă tu să chipzuiască. Nu, ar să fie de cal. Izbucni din nou. Îmi vine să-l omor, nu alta. Hmm, am găsit. Numai să nu se întoarcă Pluto și să strice totul. Lasă Florinda, o să-l mai țină nițe la bucătărie. E, ori stai liniștit, ori te sugrum. Cu zgarda nu ti mai foiești tu. Bătrânul, desprinsă la soul de la oblăg, îl a zvârli pe după gâtul calului și zmuci de capăt. Calul a început să sfore și să alerge prin grajd. Curând sfărăitul îi se prefăcu într-o icneală șuierătoare. Abia și mai trăgea răsuflarea. Acum Zeb Stub se putea apropia în liniște de mur. Legă capătul la soului de o stănoagă și început să-i cerceteze atent fiecare copită. Potcoava de la piciorul stâng din dărât era ruptă. Vânătorul scoase cuțitul de vânătoare, desprinse potcoava și o puse într-unul din buzunarele lui, fără de fund ale hainei, preună cu toate caelele. Apoi, cu o mișcare de bace, desfăcu lațul la soli, lăsând murgul să răsufle în voi. La puțin timp după aceea, apăru și Pluto. Aducea o tavă plină de bunătăți, pe care se vedea și o sticluță cu whisky. Zeb se apucă să mănânce cu poftă. Negrul băgă de seamă că murgul nu-i în apele lui. Gemea tremura tot și privea speriat prejur. Ce-o fi pățit?" exclamă el. Parcă s-ar teme de dumneata. Ah, da, zise Zep cu o nepăsare prefăcută. Poate că se temeniți el. S-a băgat adinea peste bătrânica mea și l am pleznit cu fringhia. Pluto rămase mulțumit de lămurirea primită. Discuția continuă. spune Pluto, întrebă Zeb. Cine vă potcovește cai? Cred că aveți fierarii voștri, nu? Cum nu? Jacques el Gabin îi potcovește. Dar de ce mă întreb, mister Stub? Ar trebui să o duc și eu la potcovit pe bătrânica mea. Jacă, nu o să zică nu, a? ce spui? Ba chiar o să fie foarte bucuros. Și în cât timp crezi că îi bate două potcoave? La iuțeală, mister Stub. Jac e un meșter bun, toată lumea laudă. Nu fi având potcoave gata făcute? De când a potcovit cai voștri? De mult? de mai bine de o săptămână. Ultima dată a potcovit calului Miss Louise, mustangul rotat. Găsim la el și potcoave gata făcute. Știu, fiindcă vroia să potcovească murgul care are o potcoavă ruptă. asta e poveste de zece zile. Mr. Calcom a poruncit să-i schimbe potcoava. Chiar azi dimineața am spus lui Jacques despre asta. Ascultă, vorbi Zeb, schimbându-și parcă nepeneașteptate hotărârea. Mă gândesc totuși că n-am vreme de pierdut. Am în potcovitul până mă întorc. a bărtrânica mea și așa. Preria e moale, așa că tot să alergi pe ea. Bătrânul ieși în curte și se uită la cer. Da, da, e timpul să o iau din loc. Hei, porumbițo, gata cu ronțăitul, ia frumușel zălba la între dinți și nu te mai gândi la mâncare că n-ai încotro. Așa, bravo ție! Zeb îi puse frâul, apoi sări în șa și porni la drum. Bătrânul vânător ieși pe poarta casei de corvo și se îndreptă spre fort, urmând malul râului. Nu făcu niciun sfert de ceas până acolo. Descălăcă și intră la comandantul fortului lăsând calul afară. Obținu cu ușurință să fie primit de comandant, cât se bucura de multă simpatie printre militari. Sentinelele îl lăsaseră să treacă, fiind bine cunoscut. Ofițerul de serviciu salută prietenos, iar aghiotantul îl anunță îndată. Maiorul pe semne că l-aștepta. A, mister Stu, mă bucur că te văd. Ce mai nou? Judecând după faptul că te-ai întors atât de repede, îmi închipui că ai noutăți. Nădăjduiesc să descoperim ceva care să-l ajute cât de cât pe acest nefericit mustanger. Să auzim, ce ai aflat? Ei, domnule major," mărturisi bătrânul fără înconjur, scoțându-și pălăria cu o mișcare plină de firez. Trebuie să spun că deocamdată n-am nicio noutate deosebită. Totuși am socotit necesar să mă întorc. Era musai să vă vorbesc. Te ascult, ce este? Vreau să vă rog să amânați cât se poate judecata. Știu că va fi presiuni, dar știu că aveți suficientă autoritate să le țineți piept și toată bunăvoința față de acest caz. Ai dreptate. Țin să-l ajut pe bietul mustanger, dar nu uita că în Republica noastră autoritățile militare sunt tot subordonate celor civile, exceptând starea de război. Voi face tot ce-mi stă în putință ca să împiedic orice încălcare a legii. Însă împotriva legii nu pot să mă ridic. Nici nu e nevoie și nici nu vă cer așa ceva, domnule Maior. Trebuie doar să potoliți pe cei care vor să ia legea în propriile lor mâini și să o schilodească după cum le place, încât să le fie lor bine. La noi în setlement există asemenea oameni și dacă nu-i potolește nimeni, chiar așa vor face. Există cineva bunoară deosebit de primejdios. Cine? buni și păstrați asta pentru dumneavoastră, domnule Maior. Făgăduiți? Nici o grijă, mister Stu. Nimeni nu va afla nimic. Vorbește, deci, cu toată încrederea. Bine. Eu cred că altcineva e ucigașul, nu Moris Mustangerul. asta e și părerea mea. Dar numai atât îmi spui. Aș putea să mai adaug ceva, dar nu-s decât simple bănuiel, și nu vreau să se dovedească neîntemeiate. De aceea e mai bine să tac până ce mă întorc de pe malurile lui Rio de Nuieces. Atunci vă voi împărtăși bucuros lucrurile pe care le cunosc încă de azi, precum și tot ce voi descoperi în prerie. Îmi puteți acorda un răgaz de trei zile? Trei zile, zici? Da, până atunci să nu înceapă judecata. Îți făgăduiesc, Stu. S-ar putea să mă risc situația, dar îți dau cuvântul meu de onoare că morismul stancerul nu va ieși de pe poarta închisorii în aceste trei zile, vinovat sau nevinovat, se va afla sub protecția mea. Sunteți un adevărat prieten, domnule Maior, și vă voi dovedi odată recunoștința mea. Nu mai spun nimic. Vă rog doar să păstrați tăcerea asupra celor discutate. În setlement există unii care s-ar putea să facă luntre și punte ca să-mi pună bețe în roate. N-ai grijă. La mine nu vor găsi niciun sprijin. Te poți bizui pe cuvântul meu. Știu, domnule Maior, și vă mulțumesc din suflet. Bătrânul vânător salută și ieși, grăbindu-se să o găsească pe bătrânica lui. Înainte să ajungă la plantație lui Pondexter, urcă un povărniș abrut spre un mic platou. Ajuns sus, se oprinde lungat la umbra unui salcâm. Mmm, la naiba! La naiba! Bombăni el. Calul lui Kelhom a lipsit în noaptea copricină și s-a întors la graj alb de spumă. Ce să însemne asta? Blestemat să fiu dacă, dacă nu-i și capitanul amestecat în afacerea asta murdară. Nu mi este din cap și pace. Hm? Ar fi prea de tot să-mi închipui că și-a ucis vărul. Bineînțeles, în stare să facă orice, orice ticăloșie. Dar ce nevoie avea să-l omoare? Dacă urmărea să rămână moștenitor în locul lui Henri după moartea bătrânului, atunci da, mai vin acasă. Dar treaba nu stă așa. Bătrânul Pondextere, sărac lipit pământului, nici un negru și nici o palmă de pământ n-au mai rămas ale lui. Ticălosul de căl a pus mâna pe tot. Atunci ce nevoie avea să scape de vărul său? Ei doi n-au fost în relații proaste și deodată intervenim ustangerul, apoi ceart, apoi albii travestiți în indieni, apoi tânăra mexicană, apoi călărețul fără cap și drac cum mai știe ce. Eu s fac. O poveste ca asta zăpăcește și mintea cea mai ageră. Totuși, nu-i timp de pierdut. Ajutat de potcoava pe care am desprins-o de pe copita murgului, poate că aflu măcar o părticică din istoria asta sângeroasă. Ori dezleg taina în întregime, ori... Hm. Dar încotru să apuc. Și ze privi în jur de parcă ar fi căutat un răspuns nu avea niciun rost să înceapă cercetările în împrejurimile fortului sau ale setlementului. Acolo pământul era răscolit de urmele cailor. Nu avea rost nici să se afunde în prerie. Mai bine să taie drumul spre Rio Grande. Da, așa era cel mai bine. După ce străbătu aproape o milă și a ajuns lângă Rio de Nueces, se îndreptă spre Apus. Puțin a plecat înainte, bătrânul vânător privea scrutător iarba de amândouă părțile cărării. După încă o milă, zări ceva care îl făcu să tresară și să smucească vreul. Iapa se opri. Bătrânul sări la pământ. După doi, trei pași, se lăsă în genunchi, scoase potcoava din buzunar și o potrivi peste o urmă de copită care se deslușea lămurit în iară. Oh, oh, exact, exclamă vânătorul. Iată urma trădătorului. Ba poate chiar Urma ucigașului O herghelie uriașă de cai sălbateci, numărând de la 100 la 300 de capete, atrage bineînțeles atenția călătorului care se oprește în loc, uluit de această priveliște măreață. Dar un băștinaș, un om al Texasului, trece nepăsător mai departe, zicându-și în sine să Uite o herghelie de mustangi. Mai curând s-ar mira să vadă păscând un cal singuratic. I s-ar părea ciudat, dar s-ar gândi dată că e vreun cal rămas în urma unor călăreți. Ochiul încercat al omului din prerie va ghici fără greș despre ce este vorba. Când calul paște cu zăbala în gură și cu șaua în spinare, omul se va întreba dacă nu și-a părăsit stăpânul, iar când paște netulburat cu călărețul în șa, atunci îți va spune că are înaintea ochilor un neisprăvit și un leneș, care nici măcar n-a cata să descalece ca să lase animalul să pască în voi.